Singura sincopă în activitatea economică din anul 2020, resimțită acut la Siret, a fost în domeniul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor. Altfel, potrivit primarului Adrian Popoiu, celelalte activități economice și dezvoltarea localității nu au înregistrat un recul profund. La Bucovina TV, în emisiunea Raportul de seară, primarul Popoiu a declarat că obiectivul principal pentru municipalitate rămâne revigorarea mediului de afaceri prin atragerea investitorilor, în mod special spre parcul industrial. Paradoxal, în acest ultim an, în afară de, sigur, sincopa adusă sistemului Horeca, da, în orașul Siret lucrurile au mers destul de bine. Celelalte unități economice și-au desfășurat activitatea în condiții normale. Sigur, n-a fost un boom, n-a fost o dezvoltare senzațională. Etapa care a dar orașul. Aici, da, în anul 2020, lucrurile au stagnat și au mers, să zicem, binișor. Obiectivul nostru numărul 0 în orașul Siret îl reprezintă revigorarea mediului de afaceri. Și aici mă refer în primul rând la parcul industrial, care noi l-am înființat în anul 2016 și care în momentul de față încă nu are niciun agent economic acolo. Dar ce am adus în plus față de anul 2016 sau față de perioada trecută, când sigur am făcut eforturi în a promova acest parc industrial, am avut și foarte multe discuții cu agenții economici foarte mari din Europa. Deocamdată n-au venit aici, dar poate vom dovedi prin lucrurile realizate în această perioadă și în perioada imediat următoare că suntem atractivi și de ce nu vor veni alături de noi în parcul industrial să-și desfășoare activități economice. Bun, acum sunt și motive care sunt independente de primăria orașului Siret. Da, e vorba de rețelele de transport, de... Sigur, vă povesteam de rețeaua de transport din vamă, dar mai sunt și altele. Tot nu, chiar vorbim de o autostradă dinspre Occident. Aici, sigur, deja venim cu lucrul în plus și această autostradă A7 care va porni din vama orașului Siret va fi un plus pentru parcul industrial din apropierea vămii. Cred că această autostradă va trece chiar foarte aproape de parcul nostru industrial. Dar ce am făcut noi în parcul industrial, ce vom face în perioada imediat următoare, o să vă povestesc foarte pe scurt. Pe fonduri europene va fi modernizat accesul în parcul industrial, vor fi aduse tot pe fonduri europene toate utilitățile, apă, canal, energie electrică, gaz, va fi construit un centru de învățare permanent acolo. Vor fi construite și câteva spații recreative acolo, în așa fel încât cei care vor desfășura activitatea acolo să-și poată petrece timpul liber. Va fi înființat împreună cu Universitatea din Suceava și împreună cu Consiliul Județean Parcul Științific Este European Borden 1. Vor fi pregătiți oameni, elevi, studenți pentru parte de cercetare, pentru învățământul academic de înaltă calificare. Este vorba de cercetare care va fi transferată din mediul academic în mediul de afaceri, cercetarea din fundamentată în cercetarea aplicată, în cercetarea aplicativă, și atunci vom avea și resursa umană pregătită de înaltă calificare, așa după cum vă spuneam, care vor putea lucra în aceste unități economice care vor fi prezente acolo în parcul industrial. Am observat că cerința numărul 0 a celor care doresc să investească este resursa umană. Și este resursa umană bine pregătită și nu numai de nivel înalt. E nevoie și de o resursă umană bine pregătită din punct de vedere al
pregătirii medii. Și aici mă refer la această școală profesională. Așa, după cum vă spuneam, avem și învățământul dual deja înființat în orașul Siret, unde pregătim elevii în așa fel încât la finalul învățământului profesional să poată fi angajat foarte ușor la aceste unități economice.